With a bit more thought, we can all do our part to keep plastic out of the ocean. Bună seara, stimați privitori ai platformei educațieprivată.ro și spun privitori ai platformei educațieprivată.ro pentru că ne întâlnim din nou la lecția deschisă, un proiect educație privată care încearcă să aducă la lumină pe cât posibil, pe puterile, după puterile noastre, bunele practici din educația românească, profesorii cei mai creativi, oamenii care chiar se străduie să aducă în fața elevilor ceva ce nu au mai văzut. Astăzi vom fi ușor cu capul în nor și în toate direcțiile, pentru că alături de mine, ca de obicei, ar trebui să fie Marcel Bartic, dar este plecat un pic până în Germania, la o conferință despre care chiar el o să vă spună probabil în săptămânile următoare. Noi tot mai sperăm să intrăm în legătură directă cu el, dar, cum bine știm, viteza de transfer în România, viteza de transfer de date este mult mai bună în România decât în Germania. Încercăm să găsim și o conexiune foarte bună cu Marcel. Până atunci spuneam că astăzi avem un proiect mai mult decât interesant. Este legat de educația la înălțime. Educația la înălțime înseamnă lecții multidisciplinare care dau aripi și profesorilor la propriu, pentru că îi ridică cumva, dar mai ales elevilor, pentru că ajung din băncile clasei la sute de mii de kilometri în locuri pe care poate doar și le-au imaginat vreodată că le vor vedea. Evident, nu live, ci prin intermediul educației la înălțime cu ajutorul dronelor. Cum spuneam, lucrurile vor fi mai mult decât spectaculoase astăzi și pentru că lucrurile spectaculoase sunt realizate de oameni spectaculoși. Am să introduc în fața dumneavoastră, în primul rând, pe inițiatorii acestui proiect. O să încep cu Adrian Robe. Nu știu dacă el are salariul mai mare decât Marius Toader, dar prezentarea așa a fost gândită, în ordinea salariilor. Am ghicit sau n-am ghicit? Am salariul mai mare decât al Andreiesca, oricum. Salutare, Dan, mulțumesc frumos de invitație. Deja ai creat multă invidie în rândul privitorilor noștri, pentru că cu toții știu ce salariu are Andreea Esca. Dar nu în ultimul rând o invităm pe Irina Constantinescu, cea care este, să spunem așa, de masterchef al acestui proiect în ceea ce înseamnă relația cu profesorii care participă la proiect. Bună seara, Irina! Salutare tuturor! Mulțumesc pentru invitație! Ne spui salariul tău sau continuăm cu proiectul nostru? Continuăm cu proiectul. Da, salariul e foarte mare, puțin sub al Andreei Esca. Sunt convins că cei care astăzi și acum ne urmăresc știu despre educația la înălțime, dar poate n-ar fi rău să aducem aminte sau să ne reamintim cum a început, dacă pandemia a avut un rol sau nu a avut un rol, dacă astrele s-au aliniat înainte de a procede la acest proiect și nu știu cu cine să încep. Aș începe întâi cu Marius și apoi trecem la Adrian sau dacă Adrian vrea să ne spună okay, cum a început. Are vorbe mai multe și mai bune. Oricum are un landscape și nu e background virtual, să știți, ce în spatele lui Marius e chiar un view, un landscape da. Adevărat. Este natura adevărată, da? Proiectul a început acum 2 ani și ceva,
Și eu și Adi suntem oameni de televiziune, suntem producători de televiziune și avem la activ peste 20 de ani de experiență în producerea de emisiuni. Și la un moment dat ne-am gândit noi, amândoi având copii, ne-am gândit cum ar fi să facem un proiect educațional și să facem niște lecții folosind drona, adică să facem, să luăm profesorul din clasă și să-l ducem pe teren și de acolo să țină lecția dintr-un loc spectaculos și copiii să vadă imagini din dronă. Am scris proiectul și am participat la un concurs de inovație în educație organizat de o companie privată, Petrom, OMV Petrom, și vreo smart în țara lui Andrei se numea concursul și proiectul a fost selectat. Inițial, proiectul pilot a fost gândit pentru 3 școli rurale de aici, din zona unde mă aflu eu acum și unde este casa mea, în județul Hunedoara. 3 școli rurale din comunele Beriu, Orăștioara de Sus și Boșorod, de lângă Orăștie. Am făcut lecțiile acestea cu drona, era înainte de pandemie, n-am avut nicio legătură cu pandemia. Și am realizat 3 sau 4 lecții înainte să înceapă pandemia. Am văzut imediat că potențialul este imens, copiii au reacționat extraordinar, profesorii la fel. Am pornit făcând 3 lecții, una de istorie, una de geografie și una de biologie. Prima lecție a fost făcută chiar cu Irina Constantinescu, ea practic a spart gheața. Am făcut împreună o lecție de la Trovanți, de la Trovanți din Buzău. Și apoi a venit pandemia și am reușit să extindem proiectul văzând ce potențial are. Am reușit să-l extindem la nivel național datorită unui parteneriat cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României și cu sprijinul Aspire Teacher, care în prima fază a fost de un real ajutor. Cam asta e istoria. Anul trecut am făcut 15 lecții din locuri extraordinare, castele, delta, tot ce poate să-și dorească un copil să vadă. Și am încheiat anul cu o lecție de la Troia, o lecție specială, prima lecție din străinătate. Anul ăsta am făcut o caravană care înseamnă 9 lecții în 20 de zile și de data asta avem câte 2 profesori. Cumva vrem să accentuăm caracterul multidisciplinar al lecțiilor. Dar mă opresc aici, că eu pot să vorbesc mult așa. Și Irina și Adi știu că... Cred că ne-am întâlnit cu toți cei care vorbesc foarte mult și suntem amatori și de multe paranteze. Între timp am primit un semn de viață și de la Marcel, încercăm să-l conectăm din Germania, să vedem dacă reușim să-l aducem alături de noi. Adrian, ok, am aflat care a fost istoria, cum s-a întâmplat conjunctura, astrele. Totuși, de unde e ideea asta de dronă? Adică, de ce nu filmat, mai ales că stațiunea de televiziune, filmat din mână, mers pe teren, făcut... Și da, mai este mai simplu. De filmat filmează mulți și noi am făcut zeci, sute de emisiuni de televiziune și în fiecare emisiune pe care o făceam încercam să venim cu ceva nou, să scriem un format nou, să scriem ceva ce nu s-a mai făcut poate în România sau în lume și chiar am reușit să facem lucrul ăsta și am și exportat, am vândut ceva formate pe afară. Așa am să facem și în proiectul ăsta. Dronele erau la vremea respectivă, când am început noi proiectul, erau deja în România, le foloseau mulți copii să se joace cu ele, mulți tineri să filmeze munți și mare și... Dar cam atât. Și am zis să ducem cumva la alt nivel și să încercăm să facem ceva pentru copii, pentru profesori, să venim cu un instrument nou didactic. Practic asta am făcut, am transformat drona într-un instrument didactic care este extrem de apreciat de copii. Nu e o misiune ușoară să zbor cu drona în România, trebuie ceva zeci, sute de aprobări, dar merită tot efortul ăsta și pe copii care îi fascinează să vadă imagini. Practic, aducem lumea reală în clasele copilor, ne place nouă să spunem, e un soi de slogan al nostru și e una când deschizi manualul și vezi o poză, o fotografie din, nu știu, cu Delta și una e când vezi imagini transmise în direct cu drone și vezi, ai o imagine de ansamblu și lucrurile se făcut totul altfel așa. Un soi de cinema la tine acasă, ca să parafrazez un slogan de platformă TV.
Și acum, surpriza surprizelor, doamnelor și domnilor, Marcel Bartic. Bună seara, Marcel! Sau herzlich willkommen! Guten Tag! Good. Vă salut, bună seara! Vă dați seama că n-aș fi ratat pentru nimic în lume discuția noastră din seara asta, cu atât mai mult cu cât este, iată, un proiect drag nu doar mie, dar observ că din ce în ce pentru tot mai mulți profesori și copii din România. Și tocmai de aceea am simțit nevoia să facem cunoscut modelul de educație pe care Marius, Adi, Irina și profesorii din echipa Educație la Înălțime îl propun școlilor din România. Vă spun cu toată onestitatea, mie mi s-a părut încă din primul moment în care am auzit de acest proiect, mi s-a părut absolut excepțional, pentru că știi cum, dă peste cap tot ce știm noi despre școală. Și vine cu un concept care cred eu ar putea revoluționa inclusiv modalitatea în care predăm noi în mod tradițional în școală. Și de asta am vrut neapărat să-i avem aici alături de noi la lecția deschisă, pentru că nu doar lecțiile pe care le fac, nu doar temele alea foarte faine, Irina, abia aștept să povestim puțin și despre temele și maniera interdisciplinară în care gândiți voi aceste lecții, dar și ce putem lua noi profesorii și să ducem în sala de clasă. Pentru că proiectul Educație la Înălțime este dincolo de partea asta inovatoare, spectaculoasă pe care o aducem în peisajul educațional românesc, ne oferă foarte multe sugestii pe care le putem lua și le putem duce în sala de clasă. Și de asta încă o dată vă sunt recunoscător pentru prezența voastră astăzi aici pe educație privată. Și așa cum foarte bine a sugerat Dan de la început, ideea asta, aș fi vrut să știm mai multe despre cum a început proiectul Educație la Înălțime și mai mult decât atât, cum ați reușit să aduceți profesorii în jurul acestei idei. Ar mai fi de spus că nu avem o dronă la Berlin, dar poți să ne spui cum e vremea la Berlin înainte de... E cam răcoare, să știți, e cam rece, dar abia aștept să povestim și despre asta. Asta este un alt capitol despre care o să povestim pe educație privată. Foarte multe lucruri. Am vorbit mult despre educație astăzi și să știți, am descoperit profesori, oameni conectați la ce înseamnă digitalizare și tehnologie, exact așa cum ne dorim noi și exact așa cum propuneți voi la Educație la Înălțime. Cu alte cuvinte, lecțiile la Înălțime sunt acolo unde trebuie să fie la nivel european. Cam așa ne imaginăm toți în profesorii, școlile care își doresc să fie în secolul 21, cam așa ni le imaginăm. Abia aștept să povestim și despre asta. Cu siguranță. Irina, cred că the floor is yours. Acum putem să aflăm mai multe despre lecțiile interdisciplinare, multidisciplinare, transdisciplinare. Mă rog, aici o discuție întreagă unde este granița. Ce pot lua profesorii care acum ne urmăresc sau cei care vor urmări acest webinar poate mai târziu? Cum pot intra în, să spunem, în contact cu voi? Cum pot lua acest material sau ceea ce faceți voi și aduce la clasă? Cum vă pot invita eventual dacă au resursele necesare pentru un proiect personalizat, să spunem, la școala lor? Pentru că sunt convins că sunt foarte multe idei și foarte mulți profesori creativi care și-ar dori să vă aibă într-o echipă de producție pentru un proiect propriu. Lecțiile acestea sunt fabuloase și asta m-a atras și pe în proiectul acesta. Am aplicat ca mulți alți Cred că avem o problemă cu sunetul sau... Ne auzim acum? Acum da. Spuneam că lecțiile sunt fabuloase, așa cum a spus și Marcel, și m-a atras dintr-o dată proiectul acesta. Așa cum a zis și el, mi s-a părut fabulos să poți transmite de la fața locului de oriunde, din țară, în general, din locuri ofertante din punct de vedere geografic, dar nu numai, să transmiți în clasele elevilor astfel de lecții și să ai la bază un scenariu la care lucrează colaborativ profesori. Acum doi, în trecut unul, dar nu rămânea singur, așa că mai mulți ne-am adunat și creăm niște scenarii, creăm în continuare, care stau la baza lecțiilor Educație la Înălțime.
Ce pot lua profesorii? Păi genul acesta de lecții pot fi transferate și în clase, evident la un nivel micro. Și așa cum povesteam la un moment dat, cu o dronă și cu un mini-scenariu, cu mai multe momente, mai ales profii care au urmărit deja lecțiile de la început, cred că s-au prins deja ce momente faine pot crea în cadrul unor lecții pe care le pot realiza fie cu proprii elevi sau pentru elevi, dincolo de ceea ce facem noi pentru școlile din România. Aș vrea să intervin și eu un pic, dacă mi-i îngăduiți. Mi s-a părut foarte interesantă maniera în care ați conceput aceste lecții. Pentru că dacă e să fac o comparație cu ceea ce facem noi profesori în mod obișnuit în sala de clasă, practic etapele sunt tot cam acelea. Că și noi ne facem nu neapărat un proiect didactic, dar un proiect al lecției, un scenariu al lecției, nu? În care respectăm anumite etape, în care cumva realizăm un melanj între momentele în care livrăm informație și cele în care facem aplicații cu elevii, consolidare, recapitulare și așa mai departe. Și sigur că da, și într-un caz și într-altul e nevoie de un set de abilități, de competențe. Și am fost foarte atent de pildă în realizarea lecțiilor la maniera în care Marius și Adi făceau sugestii profesorilor, știi? În momentul în care faci chestia asta și trebuie să dai bine pe cameră într-un fel sau altul, trebuie să captezi atenția copiilor, același lucru trebuie să-l facem și noi în sala de clasă. Și poate că uneori sunt anumite lucruri, abilități sau care ne scapă. E adevărat, ne trezim uneori în situația de a prezenta în fața copiilor, așa, doar așa, într-o rutină de aia obișnuită și îți scapă entuziasmul, îți scapă niște lucruri. Dacă ar fi Marius, Adi, să vă gândiți la 3-4 lucruri de care profesorul trebuie să țină cont neapărat când e în fața copiilor, indiferent că e în fața camerei de filmat, indiferent că e în sala de clasă, care credeți că ar fi cele mai importante? Păi, cum spuneai și tu, proiectul ăsta este frumos până la urmă pentru că e o întâlnire între oameni diferiți, oameni cu expertize diferite. Adică noi venim cu experiența noastră de televiziune, de scenariști, de producători de televiziune, de regizori, iar voi veniți cu experiența de clasă, care este și întâlnirea asta e o chestie fabuloasă, pentru că și noi avem de învățat de aici și voi aveți de învățat. Toți profesorii care au fost până acum în lecțiile astea și nu au fost puțini, adică deja cred că avem vreo 30 de profesori care au trecut prin experiența asta, au fost pur și simplu transformați cumva de experiență, pentru că își dau seama cât de important este să vorbești pe limba copiilor și să le menții atenția. Cred că cel mai important lucru pentru un profesor, că vorbim de o lecție care e transmisă la educație la înălțime sau vorbim de sala de clasă, cred că cel mai important este ca profesorul să se pună în locul copilului și să predea pentru el, nu pentru manual sau pentru... Am văzut foarte mulți profesori care se gândesc pur și simplu la materie, la să acopere toate subiectele. Dar nu se pun în pielea copilului și să înțeleagă că fără comunicarea asta, fără a stabili clar o comunicare cald și spectaculoasă cu copilul, degeaba îndrugă acolo informații și peste informații. Nu o să poți să captezi un elev cu lucrurile astea. Cred că asta e cel mai să-ți pese și să-ți adaptezi mesajul în funcție de copilul pe care l-ai în față. Spuneai mai devreme, Marcel, de scăpări. Cred că am scăpat și noi un mic material video, adică un mic promo, ca să spunem așa, să știm despre ce vorbim astăzi, să și vedem. Repet, sunt convins că mulți dintre cei care ne urmăresc știu deja, dar poate că nu e rău să le aducem aminte și mai ales despre începuturile proiectului. Doar o secundă. Fără online devine atractivă când tehnologia completează pasiunea pentru
educativă când tehnologia completează pasiunea pentru educație. Un găsit la prima lecție, la înălțime transmisă cu drona chiar de la vărsarea Dunării în Marea Neagră. Lecția au putut participa elevi din toată țara. Absolut remarcabil ce s-a întâmplat astăzi. O lecție în direct, ca la televiziune. Lecții transmise cu ajutorul unor drone în timp real live pe YouTube către elevii din toată țara vom forma azi împreună cea mai mare sală de clasă din România. 50 de minute foarte dense în informație, jocuri, teste, experimente. Pur și simplu o plăcere. Este o premieră absolută pentru învățământul românesc. Cu ocazia asta au văzut cu toții profesori, părinți, elevi, că se poate. Totul a fost posibil prin proiectul Educație la Înălțime. Educație la înălțime înseamnă lecții multidisciplinare care dau aripi profesorilor, la propriu. Cu ajutorul dronei, profesorii își poartă elevii la sute de kilometri distanță în locuri spectaculoase, menite să inspire pe copii și să le arate că lecțiile pot fi un adevărat spectacol. În 2021 au fost realizate în direct 15 lecții din diferite părți ale României. Suntem într-un loc de poveste. Să îndreptăm drona chiar în locul unde Dunărea se varsă în Marea cea Mare. Ce loc mai potrivit pentru o lecție așa de frumoasă, dacă nu Castelul Bran? Suntem în județul Hunedoara, în munții Orăștiei, la Sarmice Cetuza Regia, capitala strămoșilor noștri daci. Suntem pe unul dintre cele mai spectaculoase locuri de pe cursul Dunării, la una dintre cele mai faine lecții care îmbină istoria și geografia. Suntem în vârf de munte, la peste 2000 de metri altitudine. E frig, bate vântul, ia uitați unde suntem. Transfăgărășan, da? O să puteți vedea șoseaua aceasta minunată. Salutare, dragii mei elevi! Suntem în Sighișoara, eu mă aflu în centrul cetății, chiar în turnul cu ceas. Ne aflăm în mijlocul unui parc eolian și vă provoc să ascultați cântecul vântului dobrogean. Sunt astăzi aici, în cariera de marmură din județul Hunedoara. Anul 2021 a fost încheiat cu o premieră absolută la nivel mondial. Prima lecție transmisă cu profesorii aflați într-o țară, iar elevii în alta. Prima lecție din străinătate. Povestiți-ne unde vă aflați acum și ce ne pregătiți. Suntem în Turcia, suntem la o cetate care a fascinat de-a lungul timpului poeți, scriitori, artiști, dar și regizori. Suntem la Troia. Am venit să cucerim Troia și noi, da. Da. Lecțiile educație la înălțime sunt interdisciplinare, atingând domenii ce țin de istorie, geografie, biologie, fizică ori ecologie și captând elevi de vârste de la 7 la 15 ani. Lecțiile includ experimente, jocuri, concursuri, reportaje, interviuri, combinate într-un mod creativ de către profesori dedicați împreună cu experți în televiziune. Totul pentru ca lecțiile să ajungă la inimile copiilor. Proiectul Educație la Înălțime a fost inițiat de doi oameni de televiziune, testat într-un proiect pilot și extins la nivel național datorită parteneriatului cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României cu sprijinul Ministerului Educației. Peste 2000 de școli din România și din Republica Moldova au urmărit lecție de lecție parcursul dronelor Educație la Înălțime, iar numărul profesorilor care se înscriu în proiect crește cu fiecare zi. Anul 2022 aduce, începând cu luna martie, noi lecții multidisciplinare fascinante, care vor fi realizate de echipe de câte doi profesori, cu experimente și concursuri în direct, cu premii și surprize. Iar fiecare lecție va atinge subiecte ce țin de dezvoltarea durabilă a lumii în care trăim. Sloganul Educației la Înălțime este Aducem lumea în clasele elevilor și vom continua să o facem împreună cu tine, și în 2022. Extraordinar, mi s-a făcut pila de găină, așa parcă locurile pe care le-ați filmat și abia aștept pentru 2022. Apropo de smulgere de promisiuni, că vorbeam noi la început, înainte de a avea a fi live în pagina de Facebook Educație Privată, de posibilitatea de a invita dintre cei care ne urmăresc la o următoare filmare pe cheltuiala noastră, evident, ca invitat de onoare la o astfel de întâmplare. Am nevoie doar de un ok de principiu.
și apoi discutăm detaliile, să vedem cum exact pot obține. Mai mult decât atât, putem să lansăm o provocare, unul dintre profesori să facă o lecție cu Marcel sau cu Irina în toamna 2022. Așadar, mănușa a fost aruncată, stimați profesori, nu rămâne decât să ne contactați, să ne spuneți, poate aveți chiar câteva idei, câteva propuneri pentru educația la înălțime. Sunt convins că anul acesta, cele 2-3.000 de școli deja, cred că acest număr va fi depășit cu mult și sper să avem chiar, poate de ce nu, copii din diaspora, unde mai sunt școli românești. Avem numai, numai cei din Moldova și din România, cred că e o idee extraordinară. Oricum, foarte, foarte frumos proiectul. Cam astea sunt și reacțiile pe care le primim de la cititorii noștri și privitorii noștri. Minunat, frumos, super idee. Deci, cumva, lucrurile sunt în regulă, ca să spun așa. Ne întoarcem acum la lecțiile multidisciplinare, Marcel? Da, absolut. Pentru că, așa cum spuneam la începutul discuției noastre, proiectul Lecție la Educație la Înălțime realizează un mix foarte inspirat între utilizarea tehnologiei în sens educațional și dimensiunea asta multipluri interdisciplinară pe care au dat-o lecțiilor. Și aș vrea să vorbim, Irina, dacă mi îngăduie, aș vrea să dezvoltăm puțin subiectul ăsta. Cât de mult crezi că am reușit să ducem interdisciplinaritatea asta la clasă? Uite, mă uitam pe lecțiile pe care le-ați făcut până acum și îmi amintesc că mai fiecare dintre ele ați ales un obiectiv istoric sau geografic, dar ați apelat cumva la tot ce înseamnă literatură. Am surprins și momente de poezie, de reflexie filozofică, de un pic de science, da? Un pic de gândire matematică. Toate lucrurile astea pentru a-i ajuta pe copii să înțeleagă, să descopere mai bine un anumit concept. Ce șanse crezi că am avea să facem lucrul ăsta și în școală? Știi foarte bine, mulți dintre noi avem tendința să spunem nu se poate. Nu se poate că avem programele școlare, planurile, cadru, dar de ce nu se poate? Că uite, la educația la înălțime am reușit. Da, se poate. Nu zic că nu se poate perfect, posibil, doar să dorim. Și lecțiile acestea, educația la înălțime, inspiră. Cred că inspiră pe profesorii din clasele din România, așa cum spunea, din Republica Moldova, poate și din diaspora, să abordeze în felul acesta un anumit subiect și să nu rămână cumva înțeleniți, să rămână foarte statici într-un anumit subiect. E posibil la clasă, orice este posibil. Gândește-te că genul ăsta de mic scenariu îl putem croi fiecare dintre noi la clasă, să deschidem multe ferestre în toate aceste direcții despre care tu vorbeai. Un pic de literatură, un pic de istorie, un pic de poezie, un pic de, eu știu, partea de film, știi că a fost introdusă la un moment dat. Practic, orice mică latură care dezvoltă imaginația copilului, care îl inspiră, îl face creativ, îl determină să caute în continuare despre subiectele pe care le-a aflat în lecție, acele ancore pe care le putem crea în mintea fiecărui copil ca să se dezvolte frumos. De fapt, în secolul 21, asta căutăm să dezvoltăm la copiii noștri. Să realizăm lecții care îi pot conecta foarte bine cu realitatea în care trăiesc și viitorul lor este deja altul pe care îl prefigurăm cumva noi acum. Ei sunt digitali și sunt interesați să învețe altfel, iar realitatea este că noi prea mai putem ține altfel în clase. Este o nevoie, este necesitatea de a veni către ei cu astfel de lecții creative, să le dezvolte competențele de care spuneam mai devreme. Da, să știi că mă gândeam să le sugerăm colegilor noștri, celor care sunt alături de noi în seara asta, să le sugerăm cumva și câteva coordonate prin care să-și poată da seama că de fapt lucrurile astea sunt foarte posibile. Lecțiile interdisciplinare într-o școală nu sunt greu deloc de făcut și nu programele ne împiedică și nici planurile cadru. Este suficient să existe o cultură organizațională care să încurajeze dialogul și colaborarea între noi. Pentru că
Irina, noi doi dacă am fi într-o școală, probabil că ne-am întâlnit într-o pauză și am zice, uite, săptămâna viitoare avem o fereastră în care ne putem sincroniza și știu că tu, nu știu, vorbești acum despre peninsule la continentul european și întâmplarea face că eu fac, vorbesc despre Italia antică. E un punct în care ne putem întâlni și ora aia, fereastra aia în care unul dintre noi este disponibil, am putea o folosi pentru o lecție interdisciplinară în formatul ăsta team teaching pe care îl avem și la educație la înălțime, da? Mai nou, ăsta e un lucru senzațional, doi profesori care se completează unul pe celălalt și nu cred că ar fi un lucru imposibil. Mai mult decât atât, pentru a-i da consistență, știi cum e, cu o floare nu se face primăvară. Ar trebui cumva un soi de planificare. Cu cât am fi mai mulți într-o școală, iar lucrurile astea, lecțiile astea ar deveni nu o excepție din când în când și ne simțim bine și după aia ne întoarcem la programul nostru obișnuit. Dar dacă noi am dat să zicem, lucrurile astea s-ar întâmpla în mod constant și ar fi din ce în ce mai mulți profesori care și-ar rupe o oră, să zicem, pe semestru. Într-o școală, cred că am reușit să facem la fiecare clasă să aibă câte o experiență de genul ăsta o dată la 2-3 luni, ceea ce este fenomenal. Trebuie să recunoaștem că în acest moment, dacă ne punem în papucii elevului, copilul săracul nu vede disciplinele pe care le are în orar decât așa ca pe niște ferestre care nu au nicio legătură una cu alta. Ori dacă am reușit să introducem, să implementăm genul ăsta de a face lecții, cred că i-am ajutat foarte mult. Și odată în plus ar face legătura cu ceea ce li se întâmplă în viața de zi cu zi. Cred că una dintre marile hibe ale programului educațional din școlile noastre este acela că este mult prea abstract. Și atunci poate reușim cumva în maniera asta să-i ajutăm pe copii, fraților, uite, lucrurile despre care vă vorbim noi aici în clasă au legătură cu ce vi se întâmplă vouă după ce ieșiți pe poarta școlii. Ăsta cred că ar fi un pas excepțional. Sigur că da, asta schimbă din temelii toată paradigma predării, paradigma evaluării, dă deoparte orice ierarhizare, orice idee de competiție, dar obții un lucru absolut senzațional. Îi încurajez pe copii să-și dorească să afle mai multe, contribuie la creșterea motivației și mai mult decât atât, bucuria aia de a învăța. Asta mi-aș dori eu să se întâmple prin lecțiile, cum sunt cele pe care le oferă educația la înălțime, să-i ajutăm pe copii să ajungă odată în punctul ăla în care să fie bucuroși că vin la școală. Să se ducă acasă și când îi întreabă părinții, băi, cum a fost azi la școală? Popescule, uai, ce fain a fost, a venit doamna de geografie cu domnul de istorie și a făcut o chestie, dar a rămas așa, mască. Cât de fain ar fi să avem lucrurile astea în fiecare zi, în fiecare săptămână. Asta cred eu că ar trebui să fie școala. Și vreau să vă mai spun ceva, nu cred că e greu deloc. Am stat o bună bucată de vreme și m-am gândit, zic, doamne, e complicat, trebuie să vină de la ministru, trebuie să vină să se schimbe, nu știu ce, nu trebuie să se schimbe nimic. Lucrurile astea le putem face noi împreună într-o școală. Ne strângem în pauză, în cancelarie, ne sfătuim un sfert de oră, ne planificăm niște activități și atât de simplu e. Și apropo de asta, poate cei care ne urmăresc își fac griji cu privire la tehnologie. E adevărat, nu toți avem bani să ne luăm drone sau echipamente de filmare nu știu de care. Dar eu cred că putem să facem și cu ce avem noi la îndemână. Vă spune unul care a încercat și cu telefonul și cu de toate. Adrian, Marius, cât de mult contează tehnologia în ecuația asta? Cum o putem folosi pentru a avea impact și cum ne sfătuiți să ne descurcăm noi profesorii care nu avem la îndemână echipamentele voastre? Acum, sincer, Marcel, nu e, hai să recunoaștem, nu e chiar floare la ureche ce facem noi cu drone și cu vreo care filmăm, dar cu siguranță în clase totul se poate adapta. Adică hai să ne gândim că în fiecare secundă, sper că nu în fiecare secundă din timpul orelor, copiii folosesc telefoane și tablete și laptopuri pentru a se juca tot felul de jocuri și de năzdrăvăni pe ele. Cred că orice copil poate folosi telefonul și în editare de materiale video. Orice telefon, cred, de fapt, vine default, are în sistemul lui de operare, deja are și un soft ăsta minimal de editare. E foarte simplu, cred că e foarte ușor și simplu să dați copilor, nu teme neapărat, dar le puteți să le dați niște task-uri, niște
să pregătească niște materiale video, nu neapărat cu drone, dar filmate cu telefon, cu o tabletă, cu ceva. Și să poată să pregătească niște materiale pe care să le aducă la școală și să le prezinte în fața clasei. Poți studia, nu știu, natura, plante, animale, ape, râuri, ramuri și să le filmeze și să editeze niște materiale pe care să le folosească și ei în primă fază, dar să și rămână apoi ca material didactic. Și lecțiile noastre rămân ca material didactic și le poate folosi oricine, orice profesor la clasă. Da, cu drona e complicat, să zicem, poate pentru niște copii, deși există și drone mai micuțe și care nu necesită tot felul de aprobări. Dar se poate face lucrul, se poate adapta, sigur, totul la nivelul unei clase. Eu cred că ține de cât de mult își dorește un profesor să-și surprindă și să-și captiveze elevii. Cum ziceai și tu, eu cred că cel mai important este să reușești să-l faci pe copil să facă ochii mari, să zică, wow, la asta nu m-am gândit niciodată. Și sigur că noi o facem la un nivel profesionist, cu drone, cu o grămadă de camere, cu scenarii, cu montaj extraordinar de mult înainte de lecții. Dar un profesor poate să facă lucrurile astea și la un nivel mai mic, cum zicea Adi cu telefonul. Cine îl oprește pe un profesor să se înregistreze când ajunge, să zicem, la vulcanii Noroioși, când ajunge în vară și face acolo o descriere pentru copii și le pregătește această surpriză la clasă în primul trimestru? Deci sunt o grămadă de lucruri care pot fi folosite și de profesori cu mijloacele pe care le au. Telefoanele de astăzi sunt extraordinar de bune. Se fac filme de lungmetraj cu telefoanele, dacă puteți să credeți. Deci ține pur și simplu de dorința profesorului de a face altceva, de a preda altfel, de a găsi mereu ceva nou. Noi asta facem obligați, nu poți să reziști în televiziune dacă nu inovezi, dacă nu aduci lucruri noi. Cred că asta ar trebui să se întâmple și cu profesorii. Sunt foarte mulți, nu atât de mulți pe cât ne-am dori, trebuie să-ți spun asta, Marcel, care vor să facă asta, dar sunt și foarte, foarte, foarte mulți care nu vor să schimbe mare lucru. Da, din nefericire, dar poate reușim să-i convingem noi cu ocazia asta. Apropo, și mă întorc la Irina. Să știi că noi, ca să facem toate lucrurile astea, trebuie să schimbăm multe, multe lucruri. În primul rând la noi ca profesori, nu? Și faptul că apărem la un moment dat în fața unei camere de filmat, fie ea și a unui telefon, asta te pune în poziția unui actor. Dar iartă-mă că spun, nu simt că exagerez cu ceva, pentru că în definitiv profesorii sunt un pic și actori în momentul în care intri în clasă în fața copiilor. Vă fac o mărturisire. De multe ori, întotdeauna, înainte să intru în sala de clasă, am întotdeauna grijă să-mi trag un mare zâmbet pe față. Și știu că asta dă o stare de bine copiilor, care ajută foarte mult ce fac eu după aia. Dacă mi se întâmplă, și mi se întâmplă că asta e, suntem oameni, uneori am o zi mai grea, mai încărcată, mai plină cu de toate și intră foarte așa cu față de aia. Primul lucru pe care îl fac, le spun copiilor, fraților, iertați-mă, nu e vina voastră, am eu o zi mai plină astăzi, luați-mă cu răbdare că îmi revin în 5 minute. Irina, suntem un pic actori, cum ne jucăm rolul în fața copiilor? Cât de mult contează lucrul ăsta și cât de mult favorizează demersul didactic? Suntem, trebuie să fim puțin actori, pentru că vorba aceea, trebuie să intrăm în pielea personajului. Suntem fie profesori de istorie, fie de geografie, puși în diferite situații și da, e bine să aducem puțin actorie în clasă elevilor și ei se bucură. Am și eu momente din astea când fie fac diferite scene și copiii se uită așa ciudat la mine și ca și cum sunt alt profesor. Face parte din viața noastră de profesor și cred că trebuie să facem cam orice se cucerim pe elev, mai ales în ultimul timp, orice bun, la asta mă refer, și să fim acolo alături de ei, să împărtășim din felul nostru dinamic sau din credința noastră de a fi profesor bun, din pasiunea noastră pentru educație, pentru că și eu cred că da, dacă învățăm să colaborăm mai mult și acum avem mijloace electronice, tehnice care ne permit asta, să lucrăm așa cum o facem și la educație la înălțime, în drive, tot felul de mici
scenarii la nivelul claselor. Uite, așa cum povesteai tu, nu știu, profesori care se potrivește și se pot cupla ca să lucreze, fie geografie, biologie, fie geografie, istorie sau, mă rog, matematică, fizică, așa cum sunt deja cumva acoplate disciplinele pe care le lucrăm la școală, și să lărgim cadrul ăsta multidisciplinar, lecțiile ar fi mult mai atractive și putem începe cu lecții micuțe și cu număr de lecții. Nu trebuie să, așa cum spuneau Adi și Marius, e greu din punct de vedere tehnic cum facem acum, dar lecțiile pot constitui o sursă de inspirație, lecțiile acestea. Cu siguranță ele, ajunse în cât mai multe școli din România, inspiră deja profesori, îi fascinează pe elevi și sunt sigură că mulți profesori au început deja să se gândească și să se gândească cum pot să dezvolt genul ăsta de lecție și la mine în școală cu mijloacele pe care le am, și asta e fascinant. Pasiune, deci, și colaborare. Cred că astea vor fi două puncte forte sau sunt așa în fața noastră și ar trebui să ne orientăm și să ne schimbăm în următorii ani. Absolut. Și aș merge chiar mai departe și aș spune că ceea ce ați reușit voi să transmiteți prin proiectul Educație la Înălțime este învățarea prin emoție. Pentru că entuziasmul cu care profesorul intră în clasă sau apare în fața camerei de filmat, practic produce emoție. Și aici poate e, uite, un alt subiect pe care l-am putea discuta. Faptul că în momentul în care apărem, mă uitam la colajul de mai devreme și la lecțiile tale, Irina, și la lecțiile Adrianei și toți profesorii care au apărut acolo, prima dată apăreau așa cu: wow, ce bine că suntem aici și ce lucruri faine facem. Poate că dacă am fi un pic mai atenți la lucrurile astea, sigur, pe lângă tehnologie, pe lângă metode, nu știu de care, dar dacă am reușit să transmitem emoția și bucuria aia că suntem alături de copii, poate am reușit să obținem mult mai mult de la ei. Știu, am auzit de foarte multe ori refrenul ăsta din partea unor copii: școala e ca un soi de corvoadă, ca un soi de pedeapsă. Dar de ce e pedeapsă? Păi avem, ce ore ai astăzi? Matematică, engleză, istorie. Cum, și nu e fain la istorie? Cum să nu fie? Da, e fain. Da. De unde apare chestia asta? Apare și trebuie să recunoaștem, eu cel puțin o recunosc, că m-am trezit și eu de multe ori în situația asta. Pentru că nu mai avem noi entuziasmul ăla și nici nu mai camuflăm. Și ne prezentăm în fața elevilor, le transmitem cumva lehamite asta. E adevărat, justificată de toată viața asta pe care avem și problemele cu care ne confruntăm. Dar dacă ar trebui să o dăm un pic la spate, în momentul în care intrăm în sala de clasă, nu mai suntem oamenii din viața de zi cu zi. Suntem profesori aia bucuroși, entuziaști, care abia așteaptă să-și vadă elevii și hai să vezi ce chestii mișto facem astăzi și să vezi ce chestii extraordinare. Poate că asta... Eu cel puțin asta am reținut din proiectul vostru și tare mi-aș dori să-l văd dus în sala de clasă. Aș vrea să mai fac o observație legată de caracterul multi- și interdisciplinar al lecțiilor la înălțime. Vă spuneam astăzi, Dan m-a dat de gol astăzi, am avut astăzi multe discuții, sunt la Berlin și am avut ocazia să vorbesc inclusiv cu un alt oficial din Guvernul Federal, specialiști în educație, mă rog, discuțiile noastre s-au concentrat pe istoria Holocaustului, dar am avut o revelație astăzi, este incredibil. În Germania, lecțiile despre Holocaust trec cumva prin cam tot ce înseamnă disciplinele studiate în planul cadru ăla oficial al lor. Ei nu au neapărat un obiect de studiu distinct pe istoria Holocaustului. În schimb, au teme la literatură, la limbile străine, la istorie, la geografie, la educația civică. Au și un soi de educație politică, dacă vă puteți imagina. Educație politică, sigur, nu săriți în sus, că nu e marxist-leninismul nostru. E ceva foarte apropiat de educația și cultura civică de la noi. Un concept foarte interesant. Dar mi s-a părut incredibil. Iată, multă și disciplinaritatea făcută, cum să spun, la rang de artă. E adevărat, la noi nu știu cât sunt corelate programele școlare. Nu prea sunt. Adică sunt făcute fiecare pe bucățica lor. Dar le putem lega noi între ele, după modelul pe care l-ați dat voi. Și acum aș fi vrut să mă întorc la Marius și la Adi.
Un lucru important pe care l-am sesizat la lecțiile la înălțime este că sunt ancorate de obiectivele de dezvoltare durabilă, cele 17 obiective, da? Și aș fi vrut să vă rog să ne povestiți un pic despre obiectivele astea, cum încercați să le puneți în practică, cum găsiți subiectele prin care să le evidențiați un pic mai bine și care ar trebui să fie finalitatea, ce ar trebui să înțeleagă copiii auzind aceste obiective. Nu e simplu să faci niște lecții plecând de la niște obiective de dezvoltare durabilă. Multe dintre ele sunt destul de sece așa la prima vedere, dar dacă intri și citești mai mult despre aceste obiective, vezi că până la urmă le poți lega cu absolut orice. Dacă elevii ar trebui să rămână cu ceva, ar trebui să rămână cu ideea că lumea asta este lumea pe care și-o construiesc ei acum, că ceea ce visează ei va fi lumea de mâine și cumva obiectivele de dezvoltare durabilă despre asta vorbesc. Cumva îi pregătesc pe copii să facă o lume mai bună decât am reușit să facem noi, pentru că altfel planeta asta nu o să aibă un viitor prea strălucit. E clar că suntem într-un moment de cotitură la nivel umanității și că acești copii trebuie să privească cu totul altfel economia, viața de zi cu zi, felul în care interacționează unii cu alții. Cum vorbeai tu mai devreme, am fost croiți, generația noastră a fost croită pe ideea de concurență și de a fi cel mai bun și așa mai departe. E clar că modelele astea ajung într-un punct mort și ei trebuie să învațe din nou să lucreze împreună, să regândească relația lor cu natura. Și noi asta facem prin obiectivele de dezvoltare durabilă. Găsim un subiect și încercăm să ne rotim în jurul lui și să venim cu tot felul de perspective la care un profesor, având o singură materie, nu are cum să se gândească. Și de aici și farmecul și atracția extraordinară a lecțiilor pentru copii. Și noi, să zicem, Marius, că nu e o misiune ușoară, n-a fost deloc o misiune ușoară să explicăm copiilor ce înseamnă obiectivele de dezvoltare durabilă și trebuie să recunoaștem că nici noi nu știam foarte multe, noi eram familiarizați cu denumirile astea, destul de pompoase uneori, dar încet am început să le-am luat pe fiecare, le-am luat pe bucățele și am văzut că deschizându-și pe fiecare obiectiv din ăsta de dezvoltare durabilă, ajungem pe niște direcții la mințile copiilor, la sufletele lor, îmbinând obiectivele de dezvoltare durabilă, îmbinăm și materii implicit, ajungem să îmbinăm niște materii și așa ajungem la multi- și pluridisciplinaritate. Copiii înțeleg acum mai ușor ce înseamnă comunități durabile sau ce înseamnă resursele pământului sau ce înseamnă combaterea sărăciei, luând un obiectiv din ăsta și tocându-l, disecându-l și întorcându-l pe toate fetele. Și acum e mult mai ușor și pentru noi a devenit mult mai ușor. Noi deja, poate suntem, deja le visăm toate, pe toate astea, dar pentru copii chiar cred că au ajuns și ei să ne poate vorbi. Da, uite, asta ar fi poate o recomandare pentru colegii care ne privesc în momentul de față. Poate ar fi interesant, când aveți un scurt răgaz de câteva minute, să aruncați o privire pe cele 17 obiective de dezvoltare durabilă. Veți fi surprinși să vedeți cât de ofertante, cât de generoase sunt în a vă oferi idei de lecții. Pentru că, în definitiv, mă gândeam de pildă la ultimul obiectiv despre care am discutat, pace, justiție și instituții eficiente. E un concept atât de general încât îți permite să-l treci prin istorie, prin geografie, prin științe sociale, poate și un pic prin matematică și foarte multe. Și îți îngăduie să legi disciplinele între ele. Așa că nu uitați, pe lângă vizionarea lecțiilor făcute de prietenii noștri, aruncați o privire și pe cele 17 obiective de dezvoltare durabilă, pentru că sunt un excelent punct de pornire pentru schițarea unor lecții interdisciplinare. Marius, Irina, Adi, aș vrea să ajung în ultima etapă a discuției noastre și în punctul în care ați simțit că apar dificultăți. E un proiect care a crescut atât de frumos și a ajuns la atât de mulți oameni, dar care cu siguranță, fără sacrificii, fără greutăți, fără
anumite lucruri care au mai frânat un pic din când în când, sunt absolut convins că n-a fost posibil. Dintre, nu știu, toate problemele cu care v-ați confruntat voi, așa să zic, care ar fi cele care v-au dat cele mai multe bătăi de cap? În primul rând vreau să spun din capul locului că profesorii care acceptă să intre în această aventură numită educație la înălțime și să intre în hora asta extraordinară de a crea o lecție de la zero, sunt extraordinar de curajoși. Noi am lucrat cu foarte mulți oameni, cu reporteri, cu prezentatori de televiziune. Ceea ce fac ei într-o săptămână, două săptămâni de pregătire, cât reușim noi să facem până la lecție cu ei, este nimic. Adică ei au un curaj extraordinar să iasă în fața a sute de școli și să țină o lecție. Deci aici a fost cea mai grea problemă pentru noi. Cum reușim să atragem oameni pasionați, oameni care să poată să ardă etapele. O pregătire, am pregătit prezentatori de televiziune și niciodată nu ceream mai puțin de două luni de zile de pregătire, că înainte să intre pe post. Ei, oamenii ăștia își asumă să intre în două, trei săptămâni cu noi, făcând o lecție de la zero. Și aici cred că a fost cea mai mare problemă, să găsim oameni pasionați, să găsim oameni care să-și asume această nebunie până la urmă. Și amândoi, și tu și Irina, știți despre ce vorbesc foarte bine. Hai să zicem mai degrabă că e o provocare decât o problemă, că e o provocare de asta să-i găsim pe oamenii ăștia minunați cu care lucrăm. Bineînțeles că lucrul de asta este și provocarea tehnică, nu putem să nu spunem. Și îmi pare rău că n-am spus până acum din capul locului, așa cum folosesc discuția ta, Marius, din capul locului, ar fi trebuit să spunem și de faptul că nu am fi putut să facem, ok, un mix între noi ca oameni de televiziune și profesori, fiecare cu expertiza lui pe bucata lui, dar nu am fi putut să facem asta fără echipa noastră tehnică și nu vorbim aici de doar de niște operatori care țin niște camere, vorbim și de niște oameni iarăși cu experiență uriașă în spate. Avem o echipă de băieți ultra pasionați de ce fac, nu doar din punct de vedere tehnic, ci și prin prisma faptului că le place efectiv proiectul pe care îl fac. Le place să filmeze, le plac provocările, le place să vină mereu cu soluții noi. Dacă vedeți, la fiecare lecție nu avem doar dron, avem tot felul de camere care merg pe cabluri, care se plimbă, care dau din tot felul de unghiuri de filmare. Apoi provocarea supremă cu internetul nu e chiar de nepovestit, pentru că nu e ușor să mergi oriunde în țara asta și să găsești soluții, să ai internet, să ai și curent și să mergi în vârf de munte sau, eu știu, în mijlocul deltei și să transmiți acolo. Iar băieții noștri chiar ne ajută foarte tare. Împreună cu ei am clădit proiectul ăsta și am ajuns unde am ajuns. Călin Cazan, Cristi Popa, Andy Popa, Emi Gheorghe sunt băieții noștri și alții cu care lucrăm. Fără ei nu am putut să facem proiectul așa cum îl facem acum. Cum spune englezii, we don't have problems, we have only issues. Dar dincolo de asta și dincolo de dorința de a face un astfel de proiect, pentru că este un proiect, nu este doar o lecție, sunt întrebări care vin și am să dau curs unea dintre ele, că se leagă exact de ceea ce a spus până acum. Ce abilități și competențe sunt necesare profesorilor, da? Și de ce ar face ei lucrul ăsta? Adică de ce ar face o lecție la înălțime? Aici e vorba de competențe digitale. Te rog, Irina, chiar pentru tine, de fapt, era adresată întrebare. Păi, dincolo de a fi profesor pasionat, asta e prima condiție, să-ți placă, să faci treaba asta, să fii profesor care dorește să ducă în clasele cât mai multor elevi tot ceea ce facem împreună. Evident, competențele digitale în realizarea acestor lecții nu sunt așa importante pentru profesori, dar sunt de bază, adică folosim, eu știu, tehnologie de bază. O mare încărcătură emoțională, dincolo de pasiune și de dorința de a lucra cu o echipă fantastică. Pe mine m-a atras asta și m-a îmbogățit foarte mult asta, că am avut posibilitatea să lucrez pe de o parte cu grupul de profesori, profesorii care s-au alăturat proiectul Educație la Înălțime. Lucrul colaborativ, așa cum spuneam mai devreme, Marcel,
să poți să creezi împreună în echipă lecțiile respective, să te consulți, să tai, să adaugi mixul ăsta de informații, să te gândești în același timp și la competențele pe care le formezi și ce duci atât de fain de la fața locului în clasele copiilor și colaborarea, cum spuneam mai devreme, cu echipa asta fantastică, de la care eu personal, dar cred că toți profesorii din echipa Educație la Înălțime am învățat fantastic. Oamenii ăștia de televiziune ne-au fascinat și da, cred că Marcel spunea mai devreme, aducem un pic de televiziune și în clasele copiilor. Plus că emoțiile sunt fantastice, iar asta se vede în debutul ăla și în entuziasmul lecțiilor. Evident, pe parcurs mai înțepenim puțin, depinde de mediul unde ne aflăm. Condițiile meteo nu au fost întotdeauna favorabile, dar cred că entuziasmul și dorința de a transmite tot ce mai fain de la fața locului și partea aceea mixtă de a ne duce în diferite direcții și a aduce ca un tot asta în clasele elevilor e fantastic. Aș vrea să mă scuzați că intervin din nou, nu doar ca să arăt că nu am plecat, sunt aici. Vreau să le spunem celor care ne urmăresc, în special profesorul, care sunt pașii în realizarea proiectului, să nu se sperie de dimensiunea lui, pentru că este un proiect cu o dimensiune destul de mare, și ce ar trebui să urmeze pas cu pas, cum de la script până la realizare, până la direct, pentru că direct în sine, acolo cred că aveți planul A, planul B, planul C, pentru că baienetul, bate vântul, nu merge drona. De exemplu, eu spun așa ca profan, am ridicat o dronă pe Teatrul Național și la un moment dat s-a oprit, n-a vrut să mai meargă. După am aflat că acolo era o instituție mai complicată și atunci lucrurile m-am găsit explicația. Dar cum facem? Noi profesori, adică așa pare science fiction, vin drone, vin avioane. Adrian, Marius, pentru voie. Microfonul. Te auzim. Așa, Adrian. Marius, microfonul. Te auzim. Cum face un profesor să devină profesor educațional în înălțime? În primul rând, trebuie să urmărească pagina de Facebook și site-ul Educație la Înălțime, pentru că noi constant avem anunțuri prin care provocăm profesorii să ne trimită niște material. Fie că sunt idei de lecție, fie că sunt probe, niște mici probe video. Sunt importante și acestea, în mod sigur, pentru o lecție filmată. Iar de aici, dacă noi considerăm că profesorul acela este potrivit pentru o lecție, de aici lucrurile intră pe un făgaș destul de clar, deci nu trebuie să facă profesorul neapărat ceva. Imediat intră în rețeaua Irinei, Irina este coordonatoarea profesorilor și primește toate informațiile necesare pentru a putea să-și dezvolte lecția. De obicei, profesorii noi sunt cuplați pentru lecție cu un profesor cu experiență, deci lucrurile sunt mai ușoare din punctul ăsta de vedere față de sezoanele trecute când aveam lecții susținute de un singur profesor. Iar în faza a doua, deci după ce profesorii au început să dezvolte lecția și au ajuns la o structură, de acolo intervenim eu și Adi și venim cu idei și schimbăm lucruri, propunem abordări și așa se ajunge în ultima fază la scenariu și apoi la montaj și la transmisiunea, la filmarea efectivă. Cam ăsta e traseul în mare. Da, și poate ar mai fi bine de zis că îi provocăm pe profesori să vină cu tot felul de idei, poate de multe ori își pun tot felul de bariere. Mi se pare complicat să fac aia, mi se pare greu de realizat, nu știu, poate din vârf de munte sau de oriunde, mi se pare o misiune complicată. Acum, am făcut destul de multe și noi în televiziune și sunt trecut prin multe și știm că se pot face multe lucruri. Încercăm din prima să le spunem, nu vă puneți bariere, încercați să puneți cât mai multe idei în scenariul pe care începeți voi să-l scrieți și apoi le sortăm împreună și le alegem pe cele mai bune. Și așa ajungem în final să scoatem un scenariu cât se poate de interesant și de atractiv.
Credeți că ar fi o idee bună un concurs sau o competiție de scenarii la nivel de, nu știu, poate chiar Ministerul Educației, care văd că face și lucruri bune, nu numai lucruri rele, ca să zic așa. De scenarii, de lecție? Pentru, da, de lecție, da. Care ar putea să aibă și o miză. Mai repede, propuneri de lecții, probabil. Propuneri. Da, propuneri, da, de lecții și scenariile sunt mai complicate pentru că trebuie să ai un pic cunoștințe de televiziune. De... Dar propuneri de lecții pe care, da, și pe care să le găsim și o finanțare, să putem să le ducem la bun sfârșit. Da, orice partener este binevenit. Noi avem și companii private care susțin proiectul Educație la Înălțime, deci nu e vorba numai de parteneriatul cu Departamentul de Dezvoltare Durabilă. De exemplu, lecția de la Troia a fost făcută cu ajutorul unei companii private. Mai avem pentru toamnă, pregătim o mare surpriză și Marcel și Irina știu despre ce e vorba, sunt mai mult decât implicați în această surpriză. Chiar vreau să-i numești pe cei care v-au ajutat, pentru că, zic eu, lucrurile bune trebuie să făcute publice și trebuie aduse la cunoștința celor care ne urmăresc și celor care probabil vă vor urmări ulterior, pentru că nimic nu se poate face fără resurse. Asta e doar o utopie, să crezi că fără resurse poți realiza proiecte extraordinare. Așa că nu există niciun fel de barieră dacă vreți să numiți pe cei care v-au ajutat, vă rog. Pentru lecția de la Troia, o lecție specială, ne-a ajutat o companie care se ocupă de securitate cibernetică, Meta, se numește. Așa am ajuns împreună cu ei să dezvoltăm un scenariu pornind de la cai troieni din cibernetică și ajungând la cal troian de la Troia. O asemănare foarte potrivită, o alipire foarte potrivită a celor două companii. Ea este un model, după mine, e o lecție realizată de Marcel și de Adriana Bălaș. E un model de lecție multidisciplinară, pentru că practic noi în 50 de minute am reușit să-i trecem pe copii prin istorie, prin geografie, prin literatură, prin artă, prin cibernetică. Deci este un foarte, foarte bun exemplu de ce se poate face în colaborare. Ce pot face profesorii dacă ies din materia lor și din linia aia, ca știți, ca gările alea care au numai trenuri o singură direcție. Așa. La un moment dat, te poți da jos și să te întâlnești cu alți profesori și să gândești alte destinații. Pentru mine a fost un exercițiu absolut fabulos, să știi, și de atunci s-au schimbat în mintea mea așa tot ce știam eu despre cam cum ar trebui să se așeze disciplinele în mintea unui copil. Așa cum s-au așezat în mintea mea la Troia. Adi, Marius, Irina, să știți că noi am tras cu ochiul așa puțin pe calendarul lecțiilor pe care ați început deja să le pregătiți sau să le difuzați în perioada asta. Și sunt câteva care, nu știu cum să spun, mi-au trezit un entuziasm fantastic. Nu vă ascund, când am văzut și Iașiu pe listă acolo și mai ales pe colegul nostru Doru Căstăian, Doru, față de care am așa o admirație și o apreciere absolut deosebite, am zis, nu se poate, trebuie să afle lumea de ele, pentru că sunt excepționale. Cum arată sezonul ăsta? Ce lecții, ce surprize ne pregătiți? Avem ceva pregătit, Marcel. Acum noi nici măcar nu ne-am vorbit, dar lucrurile se așează, pentru că great minds think alike și atunci s-au aliniat planetele și uite, vă dau o pauză de 1 minut și 50 de secunde pentru a urmări un pic din ceea ce, un sneak preview despre 2022, iar apoi vom reveni pe final de proiect și de, hai să spunem, întâlnire online pentru eventuale întrebări care mai apar pe feed-urile de Facebook sau YouTube, acolo unde suntem live. Deci un pic din ceea ce înseamnă 2022 din Educație la Înălțime. Drona Educație la Înălțime zboară într-o caravană maraton. 9 lecții în numai 20 de zile. Lecții multidisciplinare, filmate cu drona în locuri fascinante din România. Toate pornind de la o temă de dezvoltare durabilă. Despre energie curată de la barajul Vidraru. Despre comunități durabile din cetatea Alba Iulia, despre consum responsabil de la Cluj, infrastructură de la podul de la Brăila, cultură și educație de calitate de la Casa Muzeelor din Iași și de la Ansamblul Brâcuș de la Târgu Jiu, despre viața terestră din singura deltă urbană, Delta Văcărești, despre instituții eficiente de la Palatul Parlamentului, despre resurse din patrulaterul aurifer al munților Apuseni.
Toate lecțiile sunt transmise în premieră de la ora 11 pe canalul YouTube Educație la Înălțime și sunt disponibile oricărei școli. Peste 3.000 de profesori din România și Republica Moldova și-au înscris deja clasele. Calendarul lecțiilor și înscrieri noi în proiect pe site-ul educatielaînălțime.ro. Prima lecție a sezonului, vineri 20 mai, ora 11, de la Barajul Vidraru. Un proiect realizat de către Asociația Însemne în parteneriat cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului României cu sprijinul Ministerului Educației. Deci ministerul nu face numai lucruri străznite, da? Ca să spunem așa. Foarte frumos proiectul. Prima emisiune deja a fost difuzată pe 20 mai. Care e calendarul pentru 2022, dacă putem să-l spunem acum? Difuzată chiar astăzi, a fost o lecție difuzată de la Iași, a fost lecția de la Iași. Urmează, mai suntem în mijlocul proiectului, acum mai avem câteva lecții, 3 sau 4 lecții, nici mai știu, le-am pierdut firul. Marcel, știu, ai fi tu în Germania acum, dar te așteptăm, avem lecție. Cred că noi nu te crezi că avem lecție la Parlamentul. E o adevărată provocare să faci lecție din București, filmată cu drona și de la Palatul Parlamentului, unde sunt foarte multe instituții în jurul Palatului, de la care trebuie să iei tot felul de aprobări. Mai avem lecție, o lecție specială din Delta și nu Delta Dunării, cum am avut în anul trecut, o lecție din Delta Văcărești, din inima capitalei. Apoi o să închidem. Mai avem o lecție din Hunedoara, despre patru aurului. Da, o să vorbim despre aurul dacic și nu numai, aurul în toate formele lui. Mai avem o lecție despre Brâncuș de la Târgu Jiu, o lecție fabuloasă să fie. Mai avem 7 minute din cele, hai să spunem, 75 promise privitorilor noștri. Sfaturi, gânduri, tips and tricks, cum spun colegii și prietenii noștri britanici, ce ar trebui de făcut. Și repet, ce ar trebui să facă un profesor care ar dori să intre în legătură cu voi, dincolo de a intra pe website-ul Educație la Înălțime? Am să dat aici și am și afișat adresa platformei. Chiar ne întreba cineva dacă resursele din acest proiect online vor fi publicate și eu zic că mâine, dacă nu cealaltă zi, poimine, vom avea un articol despre acest proiect. Atunci vom pune și resursele pe care noi le avem la dispoziție pentru cei care ne citesc. Dar aici e vorba de Adrian și Marius și de Irina. De ce ar trebui să facă profesorii? Primul pas, să dea telefon la 112 sau la... Păi, îi așteptăm pe profesorii din rețelele educaționale și nu numai, cei care sunt pasionați, să trimită materiale noi în primă fază, înainte de fiecare sezon. Așa am procedat. Așa că dacă sunt profesori care au propuneri de teme și care doresc să lucreze la o astfel de lecție, educație la înălțime, de ce nu? Pot veni către noi cu astfel de materiale. Mini filmulete sau mini scenarii asemănătoare, dar nu atât de complicate, acele pe care le-au văzut. Și evident, dacă se potrivesc pentru ceea ce vom avea în sezonul următor, sunt bineveniți. Vor beneficia de lucru cu o echipă fantastică și vor fi în fața camerelor să vadă cum se întâmplă, dincolo de realizarea scenariilor. Ai microfonul închis, Marcel? Deci vorbesc atât de mult încât la un moment dat mi-am închis eu microfonul ca să mă cenzurez singur. Nu, vreau să vă spun că dacă reușim să-i convingem pe cât mai mulți dintre colegii noștri să facă, să realizeze mici materiale de felul ăsta, imaginați-vă cum ar fi să avem o bibliotecă virtuală, o bibliotecă online de resurse gratuite pe care să le putem folosi cu toții. Eu am constatat în ultimii 2 ani de pandemie că cel puțin conținut pe limba română, format video, nu prea e.
mai nou, așa au început să se mai miște locurile. Dar dacă ar fi să dăm, uite cum ați făcut-o voi, cum ați reușit voi de la Educație la Înălțime, să dăm imboldul ăsta, să mișcăm un pic locurile și să-i convingem pe profesori, cum o fac în alte țări în mod curent, în mod firesc, am reușit să facem o bază de resurse, o bibliotecă cu materiale video de tot felul, un soi de Khan Academy românesc, dacă vreți, cu videouri scurte de 3, 4, 5 minute, că nu trebuie mai mult, însoțite de o explicație, de un exercițiu, de o aplicație. Imaginați-vă ce resurse ce resursă uriașă am avea la îndemână, fără niciun cost, fără aproape niciun cost, fără să cerem voie ministerului, fără să cerem aprobări nu știu de care, pur și simplu să avem o bază de date cu resurse de felul ăsta, inspirate, iată, după modelul pe care l-au oferit lecțiile Educației la Înălțime. Nu e greu deloc, nu mi se pare imposibil deloc, doar să începem, hai să începem, vorba lui Dan. Există, Marcel. În primul rând, lecțiile noastre rămân stocate pe canalul nostru de YouTube și pot fi accesate oricând, de orice profesor, cum am mai spus, de orice profesor și de orice copil. Însă nu e complicat să faci rost de imagini și din surse de pe net, nu neapărat de pe YouTube, pentru care trebuie să stai să dai explicații de ce voi și așa mai departe. Există librării de imagini și de audio-video de la care poți lua tot felul de imagini și muzică și tot felul de sunete și nu sunt neapărat cu bani toate, nu sunt foarte scumpe. Profesorii pot căuta, putem sugera astfel de platforme pe care pot intra copiii și profesorii să descarce de acolo tot felul de materiale și chiar sunt o grămadă, e plin netul de astfel de librării din care pot lua astfel de imagini. Excelent, poate reușim să mișcăm lucrurile un pic în direcția asta. Marius, Adi, Irina, să știți, eu sunt foarte încântat că am reușit așa să ne strângem în seara asta cu toții și să avem discuția asta. Ce mi s-a părut important, mesajul, ideea esențială a întâlnirii noastre din seara asta este să le transmitem profesorilor că astfel de lecții sunt posibile. Astfel de lecții schimbă standardele demersului didactic tradițional și aduc mai mult entuziasm în sala de clasă. Ne schimbă pe noi ca profesori. Este fundamentală schimbarea asta, pentru că îți dai seama că trebuie să faci lucrurile în așa fel încât să-i faci pe copiii cu ochii mari, așa, să crești motivația. M-aș bucura tare mult ca discuția noastră să fie ajuns în mintea și în sufletul profesorilor care ne-au urmărit și să-i convingem să, uite așa, mai reușim să mai facem un pic de schimbare în sala de clasă, într-un context în care avem toată libertatea să o facem, toată libertatea din lume. Aș mai adăuga ceva, Marcel, iartă-mă, un ultim lucru, da. Vorbim de resurse. Poate că cel mai potrivit ar fi să încercăm să ne facem rost de resursele sau să folosim resursele proprii, să ne folosim de telefoane, de aparate de filmat, de fotografiat și să le facem cu una noastră. De ce nu putem să ieșim, când ieșim chiar și în vacanță, la mare, la munte, oriunde, să filmăm niște imagini pe care să le ținem în telefon, să le descărcăm într-un laptop, să le punem într-un cel mai basic sistem de editare, soft de editare și să facem niște montaje. Sunt ale noastre, le căutăm noi, să filmeze cu mâna lor niște lucruri și să le folosească apoi la clasă. Adică până la a merge pe YouTube și a descărca, e mai simplu și mai la îndemână să facem noi și satisfacția cred că e mult mai mare când lucrezi cu material tău. Deci știți că nu scăpați fără o întrebare, pentru că am spus că vom afișa din întrebările venite pe canalele de Facebook și de YouTube. Una dintre ele este legată de ce sfaturi ați da celor care ne-au urmărit și celor care vă vor urmări pentru a aduce spiritul Educației la Înălțime mai departe. Deci exact cam ceea ce spunea Marcel mai devreme, cum facem să păstrăm spiritul viu și mai ales să creștem energia, nu să o păstrăm, ci împotrivă să fim mai implicați în astfel de proiecte care aduc un pic de creativitate în procesul de predare, pentru că nu suntem în 2022, ne avem generații noi, nativi digitali, care altfel privesc lucrurile și altfel primesc informația. Doamna Constantinescu? Prima chestiune legată de colaborare în școală, așa cum spunea Marcel mai devreme, găsit un profesor la fel de entuziast ca și tine și început un mic scenariu și după aceea găsite soluții pentru a realiza lecția aceasta. Și odată făcut începutul, lucrurile vor continua și se vor dezvolta. Sunt tare de acord cu ce a zis Adi.
mergem la mare, mergem la munte în vacanța asta. Eu le povesteam altăzi copiilor, deja am filmulețe realizate cu plaja, cu mini marea, acum încerc să fac tot felul de chestiuni și învăț și pe ei ca să fie atenți la toate momentele acestea pe care le pot fie filma, fie vizualiza în natură. Deci un prim pas ar fi de colaborare la nivelul școlii și de început un astfel de mini proiect, mini lecție, așa multidisciplinară, cum discutăm mai devreme, deschise toate portițele și spre alte discipline, chiar dacă doar atingem ca subiect și alte discipline. Eu aș sugera profesorilor, le-aș da un sfat care mie mi-a fost, de exemplu, în altă carieră de televiziune, cum fac altfel un lucru decât l-am făcut ieri. Dacă își pun această întrebare atunci când predau o lecție, ce aduc eu nou acum față de anul trecut, e deja un pas imens. Și revin la lucrul acela pe care l-am spus la început, întotdeauna să se gândească la perspectiva copilului. Ce pot să aduc nou ca să-l captez pe elevul din fața mea și să-l surprind într-un mod plăcut, să-l fac să iubească materia aia cu adevărat. Cred că dacă aceste lucruri sunt duse în clasă, pot face încet, încet, lecție cu lecție, pot face o revoluție în sistemul de educație din România. Marcel? Nu te auzi, Marcel? Știi, da, e o Germania... măsură de precauție, să știți. E o măsură de precauție. Da, vă spuneam mai devreme că lucrurile astea sper să ajungă în mintea și în sufletul tuturor celor care ne ascultă acum. Și poate că ideea cumva care sintetizează tot ce am povestit până în seara asta este: avem suficientă libertate, suficientă autonomie încât noi să putem face astfel de demersuri didactice. O lecție interdisciplinară nu e greu de gândit, de realizat un scenariu în team teaching cu un coleg din cancelarie, iarăși nu e complicat deloc. Poate un pic de organizare la nivel de arie curriculară sau de catedră ar face ca lucrurile astea să aibă o bază mai largă și pe o planificare pe termen mai lung. De altminteri, asta mi-aș dori, ca lucrurile astea să devină regula, nu excepția. Cum spuneam, lucrurile astea nu țin decât de o anumită cultură organizațională și maniera de a ne raporta noi între noi, profesorii. În cancelarii ar trebui să fie un loc al creativității prin excelență, prin definiție, al colaborării, al discuțiilor creative. Așa mi imaginez că ar trebui să se întâmple lucrurile, exact cum facem noi scenariile la educație la înălțime. Dar sunt convins că am reușit să le oferim profesorilor care ne-au urmărit în seara asta suficiente subiecte de gândire. Foarte multă emoție. Foarte multă emoție, Marcel, în primul rând, pentru că nu știam dacă vei reuși să intri sau nu și totuși ai reușit. Dar emoția a fost provocată mai ales de materialele video. Uite, apropo de materiale și de televiziune, cineva mereu spunea, nu există materiale în televiziune, materiale la croitorie. Deci cum le spuneți voi la produsele voastre video? Că... Păi depinde. Ce ai văzut tu este un demo, îi spunem noi, este un material demo cu sezoanele anterioare sau un film promoțional. Altfel, într-o lecție, noi avem o gamă foarte variată de materiale, Adi știe mai bine decât mine, de la reportaje făcute cap-coadă de cele mai multe ori cu vocea lui. Avem reportaje făcute de profesori. De exemplu, am avut la Alba Iulia, una dintre profesoare a făcut un tur al unui muzeu. Avem materiale voice-over, adică materiale cu care ilustrăm ceea ce vorbește profesorul în timpul lecției. Deci nu există un singur tip de material. Sunt o multitudine de materiale și fiecare își merită numele. Am înțeles. Nu ne rămâne decât să ne reîntâlnim data viitoare cu cele 5-6 mii de școli care se vor înscrie în proiectul Educație la Înălțime. Sunt convins că anul ăsta, cam ăsta va fi targetul de atins, sau poate chiar mai mult, de ce nu, pentru că cel mai bine să visăm și să nu ne
punem singuri limite. Mulțumesc, Adrian, mulțumesc, Marius, mulțumesc, Irina. Vă ținem la curent cu ceea ce vom face pe educație privată și cu lecția deschisă. Aveți promisiunea, în special a lui Marcelo, spun eu, că în două zile veți avea un articol despre educație la înălțime și mai ales resursele la care puteți sau pe care puteți să le accesați odată din platforma educațielaînălțime.ro, de pe canalul de YouTube Educație la Înălțime, și mai ales dacă aveți propuneri, nu vă opriți, trimiteți-le, nu vă puneți singuri limite. Sky is the limit, spun britanicii, așa că nu ne rămâne decât să vă mulțumim. Marcel, dacă vrei să închizi discuția noastră de la Berlin, pentru că așa dă bine, de la Berlin, corespondentul nostru Marcel Bartic. Da, să știți că la Berlin a plouat azi dimineață rău, rău de tot. Acum restul zilei a fost cam răcoare, dar... aici, în mica noastră comunitate, să știți că e cald, e bine și cred că ce e cel mai important este mult optimism. Mult optimism. Și realizez lucrul ăsta, iată, la o depărtare considerabilă de țara noastră, când îmi dau seama nu doar că și alții găsesc soluții sau au aceleași probleme ca și noi, dar că și profesorii din România suntem acolo unde trebuie, cu proiectele noastre, cu ideile noastre, cu colaboratorii, partenerii noștri. Să știți că suntem acolo unde trebuie. Mergem în direcția care trebuie, așa că ce vreau să vă spun, indiferent ce s-ar mai întâmpla și ne mai trezim cu câte una pe cap, hai să nu dăm în zona aia pesimismului incurabil, pentru că să știți de aici de unde sunt eu, lucrurile se văd bine, se văd optimist. Facem ce trebuie, mergem pe drumul care trebuie. Hai să mergem înainte și hai să sperăm un pic mai mult, că avem de ce. Uite, pentru că avem niște oameni faini lângă noi. De asta. Din dronă se văd, chiar dacă zboară foarte sus, se văd la fel de bine lucrurile. Orizontul se vede foarte bine. Exact. Da, spunea un președinte mai demult că din avion lucrurile se văd mult mai bine în România, așa că din dronă se văd extraordinar. Dragi privitori, doamnelor, domnilor, eventual câțiva elevi rătăciți care s-au uitat în această seară la educațieprivată.ro și la propunerile noastre venite dinspre educație la înălțime, sper că nu ați fost dezamăgiți, ci dimpotrivă energizați și stați pe aproape pentru următoarele episoade din Educație la Înălțime, pentru că ați văzut în promo-ul pentru 2022 vin lucruri extraordinare. Mulțumim și prietenilor și partenerilor noștri, seară frumoasă tuturor și celebrul spor și inspirație! With a bit more thought, we can all do our part to keep plastic out of the ocean.